O altă metodă de a ne ajuta solul să fie mai fertil, mai permeabil, mai structurat, bogat și ca plantele noastre să fie bine hrănite și să se simtă bine, este folosirea biocearului. Biochar sau cărbune vegetal este acel cărbune care a fost obținut prin tratarea materialelor organice la temperaturi înalte. Și ca rezultat s-au obținut acești cărbuni. La obținerea acestora s-a folosit o cantitate redusă de oxigen. Adică nu este exact ca și arderea propriu-zisă, așa cum facem noi, de exemplu, foc și ardem resturile vegetale. Nu. Aici este vorba despre piroliză. Este puțin altă procedură și ca rezultat se obțin acești cărbuni care sunt o sursă nemaipomenită de carbon, de alte micro și macroelemente, de fosfor, potasiu, bor, molibden, magneziu, mangan și așa mai departe. Adică toate micro și macroelementele necesare plantelor noastre. Și ca rezultat, plantele vor fi fericite pentru că ele vor fi hrănite mai bine. Și încă un lucru, datorită structurii sale poroase, biocearul sau cărbunele vegetal, când va ajunge în pământ, va absorbi apă și o va reține acolo. Va fi ca un burete. Este un mare, mare plus pentru că solul meu este așa cum este și datorită biocearului, datorită sideratelor, datorită mulciului, cu timpul el va deveni din ce în ce mai permeabil, afânat și bine structurat. Iată, acum am vorbit cu niște fermieri, niște prieteni de-ai mei care sunt fermieri și ei mi-au recomandat acest produs. Acesta se poate găsi chiar pe site-ul producătorului www.bio-geca.ro. Este foarte ușor de folosit, doar se greblează solul, da, ca acesta să fie afânat, apoi se aplică între 250 și 300 de grame maxim, mai mult nici nu este nevoie, de cărbune vegetal, se împrăște pe sol, apoi se greblează ca acesta să se amestece cu pământul și apoi se lasă așa. Apoi punem mulci peste sau semănăm siderate, pentru că faptul că acum am folosit cărbunele vegetal nu ne împiedică să semănăm siderate sau alte plante pe care dorim să semănăm în această perioadă.